Dar, Rose, câte steluțe ai? Aia, n-am. Ai, nu? Câte n-am, că n-am. Și astăzi te-ai pregătit așa? Adică ce vrei să sugerezi? Că ești superbă și că vrei 3 steluțe din partea juraților. Eu vreau, da. Hai! Ei vor... TikTok-ul, dacă vă întrebați ce e cu muzica asta. Ne omoară. Da. Ce faci tu? Unde mergi? Ilinca, eu am o relație foarte bună cu părinții mei. Cred că și eu i-am educat pe ei într-o mică măsură. Și vreau să fac o adunare, să invit mai mulți părinți. Cine vrea să se înscrie, iau și bani. Vreau să le spun câteva lucruri din perspectiva mea așa despre viața asta. Din ochii unui copil, care a fost și încă este. Ah, ce frumos! Că eu sunt convinsă că aș relaxa pe mulți dintre ei. Ce frumos! Îmi place inițiativa ta, Teo, și să știi că eu mă zbat așa în interiorul meu, gândindu-mă la ce urmează să se întâmple peste câțiva ani, în legătură cu... Nu zic eu ce urmează să se întâmple. Asta. Hai, dar spunem 3 puncte prin care mai liniști. Având în vedere că... E băiat. Să spunem, Ziana are... Da. Atât. Chiar. Prima gagică. Prima gagică. Stai. Prima gagică pe care o să o iubească, gen, față de care o să nutrească niște sentimente reale. Și ea o să fie leșinată după el, sau cum? S-ar putea să da sau să nu. Atunci tu va trebui să tratezi cu foarte mare ușurință situația. Eu? Da, să nu te panichezi pentru el, adică pentru că va suferi și el la un moment dat din dragoste, știi? Asta e un aspect care poate fi discutat foarte mult timp. Pe lângă asta, el știe foarte bine că va lua la cunoștință și probabil contact cu niște lucruri mai puțin bune. Da. E, asta da, mă imagine de acum. Anturajele. De acum, da. Tu poți doar să-i spui... Bă, asta nu e bine din punctul meu de vedere. Da, dacă tu vrei să faci asta cu viața ta, ești liber. Din pofat, da. Ești liber să o faci. Iar eu sunt sigură că strategia asta o să funcționeze. O să convingă să... Eu m-am gândit deja la strategia asta, dar pot să vă zic cum am gândit-o eu. Ia. Mamă, ești liber să faci ce vrei, dar dacă vrei să faci, hai acasă, fă cu mine, mamă, că facem împreună orice vrei. Mă rog, să știi că e mișto pe de-o parte chestia asta, pentru că da, e important să poți să fii deschis față de părinții tăi. Eu le-am spus toate prieteni. Eu le-am spus toate trăznăile pe care le-am făcut. Tata, nu pot zic că m-a căpăcit un pic, dar eu nu cred că le-ai spus tot. Ce să putea spune, Mana Radu, dacă e la ce te referi tu, se referă la chestii care se fac în intimitate. Intimitate, mă rog. Da. Doar nu stau să-i dau lui tata detalii. Foarte interesant, Teo. Repet, te felicit. Ce dorea Ioana să ne spui? Că e bucesă. Super. Și ținuta cum arată? Ținuta papucii sunt îngrozitori. Taci din gură. Că sunt extraordinar de actuali. Deci, nu i-am cumpărat, sunt îmbrătați, duc înapoi. Nu-i mai pot. Eu vreau să spun atât, că or fi ei actuali, dar eu niciun șmecher de ăsta de-l urmăresc, nu l-am văzut încălțat, liniuță, în așa ceva. Adică arată ca niște boturi de ornitoring / rață. Sunt de acord cu tine. Dar dacă tu-i vedea vreodată încălțată cu ornitoring de ăștia în picioare, păi nu vezi? Fii atentă în coala mine, că te las de ochiată. Bine. Ai niște picioare frumoase. Mulțumesc. Nu-mi place geanta, dar în rest îmi place foarte mult cum se întrevede acea fustă pe sub acel sacou. Mulțumesc. Mulțumesc. În fața lor, te rog, Teo. Într-adevăr, ești îmbrăcată în concordanță cu ce se lătra asta mai devreme. A vrei să ai altă ținută de ți-ai ales piesa asta? Nu mai știu acum să vă zic precis. Teo Rose, uite cum stă treaba seara aceasta. Mie mi-e foarte rău. Aud! Îți zic de două ochi! Că nu te-au nicio de aici, pisică. Mi-e foarte rău, chiar mi-e foarte rău. Și nu vreau să mă iau. Fetiță, asta este ținută de diriginte laică. Păi și de eu laică? Mă duc acolo să-i învăț pe părinții ei. Practic sunt ca o dirigintă.
Like. Asta e foarte bine. Bucesa acum. Bucesa. Îmi place cum gândește. Bucesa, pui. Așa la sfârșit termenul. Da. Și acum pedalează frumos. Da, nu, ce vreau să spun, te rog, e că nu e eminamente greșit, dar nu are sparkling ținuta. Tu iar semeni cu Romina. Seamănă mult cu Romina. Da. Ceea ce nu e rău deloc. Nu e, dragă. Da. Măi, Teoros. Ce să zic, eu când mă uit la pantofii din picioare, pare că văd niște libărci, niște gândaci care sunt așa lăbărțați, pe care tu ai călcat și ai strivit rău de tot și ai pus în picioare și șlampeți cu ei. Sacoașul ăsta e așa... Ce aveți cu copilul ăsta nevinovat? Ce vrei să-i spun? Să-i spun? Că n-am nimica, că eu știu. Adică, ce să faci tu? Un styling... Am vrut să fac un styling instagramabil de la ce am văzut eu pe Instagram. De la, de că sunt așa ștersuțe și așa. Și mi-a plăcut și mie și m-am dus la mall și mi-a luat de la magazinul la mergătorii. Aurei, și plac... cumpărat. Nu, că îi duc înapoi, mi-au banii pe ei. Mergătorii, poți să-i duci înapoi? Cum, dacă ai mers cu ei deja. Ce? Nu, că le-am pus de ăsta, dar pe ce eu sunt nebună. Ce bine, du-le înapoi. Du-i înapoi. E urățel totul. Vezi, nu mai spune că te văd fetele alea și... Am văzut pe Instagram ciudă de la Destri Style. Merg alea vesele gen pe Calea Victoriei sau gen pe orice ștrase, vor ele. E, na, da. Alea-n mers, părul zboară, fotograful o prinde în imagine, țașca umflată, hațul moderne la sub braț. Hați o cafeluță. Hați o cafeluță, nu, treci în față la o cafenea. Hați la două rânduri, până nu duc gol pe dedesubt. Ce aveți cu copiii ăsta de mițioare surprize la începutul săptămânii? Da, nu-mi plac pantofii. Deloc. Du-i înapoi. Te rog, insist. Îi duc. Nu știu ce-i cu geanta aia. Merge ce? Acolo. O geantă. Își face rolul de să-și cotei căpau și asupra. Nu-i plac pantofii, nu-i place geanta. Du-o înapoi. Eu îi dau brava stil. Eu îi dau brava stil. Nu mă gândeam că îi dai altceva. Uite, o iei apărarea și faci pledoarie pentru ea. Nu mi se pare ok. Nu, lor nu le spun niciodată pentru mine să-mi dea puncte. Niciodată. Ți-am dat tot timpul. Pentru tine ți-a mai dat și ție oara. Ca să după aia să spui că așa și așa acasă. Mă tu cu Ilinca. Eu mă bazez pe tine că tu ești mai tare în gură. Uite-te, ea e neajutorată. Păi sunt tare, am fost bună, da, că era. Da, neajutorată. Am fost bună că am fost tare. Și mai apreciez încă o chestie, lipsa gablonțurilor. Tu ca viitoarea mea noră să nu porți din astea, că nu convine. Ei din casă faci alte alea, mai bine așa fără. Uite, îi dau brava stil. Ai văzut? Mulțumesc mult, regina. Și stă bine, mă, cu sacoul ăla, cu uderață. Face cum îmi stau ochelarii, atât. Stă, uite, vezi? Mulțumesc mult, e ok. Pisico. Uderață, uderață, aș vrea să fac un gest care să o susțină pe concurentă. Dar? Că mie concurenta mi este foarte drag și simpatic la inimă. E? Dar nu-mi place deloc styling ținut, instagramabil, not pentru mine, n-aș putea. Eu austriaca, austriaca sincer. Da, deci nu știu în ce limbă să... Austriaca sinceră cu tine. Mulțumesc mult, mulțumesc. Mai bine așa. Ușor. Și șnel, șnel. Și șnel. Austriaca face șnel când vrea să facă șnel. Ai trezit copilul. Lasă-l, dragă, că să învață. Lasă-l să se mai călească și ăsta. Mulțumesc. Cu plăcere. Da, numai noi, Regino, că curăță le spre tinere pentru felicita. La nostra amore. Dar Teo, tu știi versurile? La ce, la asta? Da, da, piesa da, asta. Da, cum să nu? Hai cu Cătălin. Nu le știu, de unde? Nu știe, drag, gata, viitoare ne pregătim. La, 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 zi măcar cu la, 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 că știe Cătălin. La, 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 Haide, dragă, la 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 la